Ați vorbit întotdeauna de informație ca materie primă, de materie primă utilizată în momentul deciziei politice. Pe masa președintelui, în calitate de șef al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, da. Pe masa premierului, care este vicepreședintele CSAT, sunt aceleași rapoarte sau sunt rapoarte în funcție de Palatul Victoria, Palatul Cotroceni? Vreau să vă spun că în materia activității de informații există două etape. Prima etapă este adunarea de informații, trimiterea de informații de către oamenii care lucrează în domeniu, dar poate lucrul cel mai important îl reprezintă formațiunea care se ocupă de analiză și sinteză. Pentru că aici, într-adevăr, se adună toate informațiile și din aceste informații se extrag acele elemente care sunt importante pentru toți decidenții politici. Nu există deosebire atunci când e vorba de problemele de securitate a României. Ele se trimit exact aceleași și la președinte, și la primul ministru sau la alți miniștri de specialitate care sunt, cum ar fi Ministerul Apărării sau alții. Însă, ceea ce vreau să spun este că până la urmă, pe lângă aceste informări care sunt egale, nu se dă un ton pentru președinte, un alt ton pentru primul ministru, ci pur și simplu atunci când există anumite chestiuni punctuale. Evident, se fac informări care se transmit numai președintelui sau numai primului ministru, mai ales atunci când e vorba de primul ministru, prioritatea este pentru problemele economice. Din acest punct de vedere, evident că pentru Serviciul de Informații Externe pe care l-am condus o perioadă de timp, într-adevăr a fost nevoie să găsim pentru decidenții politici cele mai bune formule pentru negocierile pe care ei le-au în străinătate cu alți parteneri de același tip. Această modalitate de lucru face ca decidenții români, atunci când se duc la o negociere, au un buzunar, pe baza informărilor și sintezelor pe care le oferim, au un buzunar cele mai bune formule pentru interesul României. Totodată, în aceste materiale, se specifică și foarte clar care sunt liniile roșii ale partenerului cu care negociezi, astfel încât să ajungi la niște soluții, să câștigi cât mai mult pentru România, fără să depăși liniile roșii, pentru că altfel nu se ajunge la un compromis sau la o înțelegere. Suntem cu toții entuziasmați când vedem filmele cu James Bond. 007, da. Toată lumea este încântată să-l vadă pe James Bond. MI6. Vorbim în același timp și de FSB, vorbim în același timp de CIA, de Mossad. Sunt servicii puternice, sunt servicii cunoscute în întreaga lume. Unde se plasează în acest moment ție? Da, sigur, e o vorbă care spune viața bate filmul, așa că sigur că e foarte interesant și plăcut să urmărești filme cu spioni, cu acțiuni și așa mai departe. Însă, în realitate, culegerea de informații este cu totul altceva decât ceea ce vedem în filme. Sigur, ai tot felul de surse, de la sateliții de deasupra capetelor noastre, în materie digitale, de electronică și așa mai departe. Dar până la urmă să știți că elementul, cel puțin asta este credința mea, elementul fundamental este resursa umană. Toate aceste informații se strâng într-o parte la Serviciul de Informații Externe. Nimeni nu are mașini bengoase care spun, nici costume. În general, ceea ce caracterizează un lucrător în domeniul internațional, extern, de fapt, discreția este elementul cel mai important. Sigur, asta mi-a spus în față întrebări legate de marile servicii de informații din țările din lume. Evident, este CIA-ul, care este un colos. Un colos. FSB-ul din Rusia, MI6-ul din Marea Britanie. Să știți că și Mossad-ul nu se descurcă deloc rău.
Nu putem noi să intrăm în competiție cu niște servicii care au bugete enorme, capacități electronice pe măsură, ci pur și simplu ne concentrăm pe ceea ce putem să facem, ținând seama de interesele României. Din punctul meu de vedere, vă spun, în perioada în care am fost director, în cadrul Uniunii Europene, a schimburilor de informații, mai ales între șefii de servicii, și la nivelul NATO, Serviciul de Informații Externe a fost catalogat ca numărul 2 dintre toate serviciile din Europa și din zona NATO, tocmai pentru că au furnizat cele mai multe informații și cele mai valabile informații. Astăzi, sigur, suntem într-o altă, nu mai știu care este situația, după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, evident că ei erau pe locul 1, noi eram pe locul 2. Acum, în mod normal, ar trebui să rămânem noi pe locul 1 și sper că așa se va întâmpla în viitor. Și cei care ne urmăresc să știe că nu trebuie neapărat să fie un luptător de arte marțiale, de full contact, un agent de informații, ci mai repede un tip smart, un tip care să se descurce cu tehnică de ultimă oră, în așa fel încât culegerea de informații să fie utilă și judicios folosită în negocieri, cum ați spus dumneavoastră puțin mai devreme. Da, fără nicio înțelegere, să spunem, greșită a ideii funcționării acestui serviciu, bineînțeles că toată lumea se preocupă să adune informații. Nu înseamnă că la noi sunt numai informații prin resurse umane. Nu, dimpotrivă. Și noi avem modalități de a obține informații prin mijloace electronice sau altele și în acest fel poți cu adevărat să contribui la securitatea țărilor din Uniunea Europeană în general și în primul rând de a asigura securitatea națională a României. Sunt lucruri care trebuie recunoscute și eu consider că oamenii care lucrează în acest serviciu sunt buni patrioți, hotărâți să își facă treaba cât mai bine și mai ales să reprezinte o bază importantă pentru autoritățile române. Și am plecat în această discuție de la cariera dumneavoastră de diplomat și am ajuns aici și ajung să vă întreb și eu. Se supune un agent de informații din cadrul SIE ambasadorului când este la misiune în străinătate sau își vede doar de treaba lui? Da, vreau să vă spun că potrivit legislației din România și a statutului corpului diplomatic, responsabil în orice țară este ambasadorul. Ambasadorul este persoana care practic reprezintă România și adoptă toate deciziile. Pe lângă diplomați, în ambasade, avem și atașați militari, avem atașați de economici, consilieri economici, avem atașați pe probleme de interne, mai ales în țările unde există un număr important de români. Și în toate aceste zone, fiecare trebuie să-și facă activitatea în ambasadă așa cum decide ambasadorul. Dacă pe lângă această activitate poate să mai culeagă și informații și ele sunt de obicei centrate după preocupările fiecăruia. Fie că e vorba de informații politice sau de informații militare pentru atașații militari, posibilități de afaceri pentru cei care sunt consilieri economici, pentru cei care lucrează adică sunt de la Ministerul de Interne, atașați de interne. Fiecare își face treaba lui. Dacă pe lângă mai cade și ceva sau se mai întâmplă și ceva, asta deja este o chestiune care nu putem să o discutăm foarte pe larg. Responsabilitatea este a ambasadorului. Dar dacă un agent este pus în lumina reflectoarelor, ce se întâmplă în acel moment? Este pe propria răspundere? Nu. Practica în viața diplomatică este unul simplu. Ambasadorul niciodată nu va recunoaște
că unul dintre diplomații săi aflați în ambasada respectivă se ocupă cu alte chestiuni decât cele care se prevăd prin dreptul diplomatic și consular. Și istoria ne-a arătat ca România să fi avut și vreun agent care să fi lucrat și pentru altcineva? Da, sigur, eu cred așa, nu cunosc, n-am intrat foarte adânc în arhiva Serviciului de Informații Externe. Dar pot să vă spun că, sigur, există probabil cel mai cunoscut, e Pacepa. Sunt și alții, dar cred că putem să-i numărăm pe degetele de la o mână. Ceea ce mă deranjează este faptul că după ce s-au deconspirat și au trecut de partea cealaltă, într-o parte sau în alta, fiecare dintre ei vor să se scuze spunând că de fapt ei nu au trădat România, ci pe dictator. Din păcate, până la urmă, când ai trădat pe dictator, ai trădat și pe toți românii, pentru securitatea românilor. Deci lucrurile sunt mai mult, fiecare încep să scrie memorii, dacă vezi memoriile, mă rog, e discutabil cât de adevărate sunt. Da. Și aș vrea să mai ajung, să mai atingem încă un punct. Între serviciile de informații și cele de contrainformații, există o rivalitate? Din momentul în care România și-a asumat ca un obiectiv politic fundamental aderarea la Uniunea Europeană și la NATO, pentru cele două servicii importante, SRI-ul și SIE, a apărut o perioadă foarte importantă de revizuire, de refacere a serviciilor respective. De ce? Pentru că aderarea la NATO sau la Uniunea Europeană înseamnă și transformarea legăturilor pe care le are activitatea în cadrul serviciilor, unde politicul are obligația de a supraveghea activitatea acestor organe. Și aici există o diferențiere foarte clară. Așa cum știți, la nivelul Parlamentului avem comisii pentru SRI, de supraveghere pentru SIE și așa mai departe. Dar toate aceste lucruri se datorează și reformei care s-a făcut în activitatea celor două servicii. Și ele au definite foarte clar obiectele de activitate. Serviciul Român de Informații se ocupă de problema securității interne, iar Serviciul de Informații Externe se ocupă numai de relațiile externe. Asta nu înseamnă însă că nu există o colaborare foarte strânsă, pentru că până la urmă unul poate să obțină o informație care nu intră în competența lui, dar o transmite celuilalt. Pe lângă faptul că cele două servicii colaborează în mod oficial, mai mult aș spune că dincolo de colaborarea oficială am avut în permanență un dialog uman între șefii serviciilor SRI, șefii serviciilor de la SIE. Și într-adevăr există o mișcare foarte interesantă în ceea ce privește activitatea celor două servicii. Ele au reușit într-o perioadă destul de dificilă, cu foarte multe amenințări, inclusiv de tip terorism. Cele două servicii au reușit ca în România să nu existe nici un atentat terorist.